Da, mă simt foarte bine, am reușit să mă acomodez destul de repede și aștept să am un început de campionat foarte bun. Ți-ai schimbat obiectivul, așa ai mers, ca să zic. Da, bineînțeles, am bucur că sunt primele șase. Obiectivul, bineînțeles, la Dinamo trebuie să ai un obiectiv cât mai îndrăzneț, din punctul meu de vedere. Mă vedem și noi, putem să realizăm cât mai sus, terminăm. Mă bateți pentru două trofee, vă bateți pentru campionat, sunteți angrenați în... Da, suntem pe trei competiții, ca să spun așa. Noi ne dorim să câștigăm fiecare trofeu, dacă se poate, mă vedem și noi, dacă o să reușim. Vei juca, practic, împotriva acestei echipe. Da, am mai fost sunat cu această întrebare. Nu am nicio răzbunare față de ei. Pentru mine este un meci ca oricare, un meci care joc la victorie și atâta tot. Totuși, tu ai făcut un gest pe care nu foarte mult fotbal și clar face, să renunț la contract, să spui nu mai pot să joc aici, nu dau randament, mai bine de fiecare de viața lui. Așa sunt eu, așa sunt eu ca și eu. Dacă n-am mai reușit acolo să fac față, nu mă prea sportiv vorbind. Vorbesc din unde reușite, mai bine am pus punct și iată tot. Nu a fost nimic altceva. Presiunea totuși este mai mare aici, cu siguranță, decât acolo. Da, bineînțeles, este din am mai spus. Este o presiune. Eu sper să fac față cât mai bine. Ce părere ai de achizițiile care au fost în această iarnă la Dinamo? Da, suntem toți băieți buni. Sper să facem față. Rămâne scala principală favorită la titlu, ținând cont că și eu cumpărat jucători și jucători de valoare? O vreau să comentez această întrebare. Bănuiesc că fiecare echipă are șansa titlului din primele șase. Deci toate șase se vor bate la campionat. 100%. E ciudat că nu veți juca într-o cupă europeană? Bineînțeles că este ciudat, dar sper că la anul să fie tot în regulă și să reușim. Îți mulțumim și baftă! Baftă!